Hai, bună seara sau bună ziua la toată lumea. Înainte de acest video, vă rugăm lăsați un like și subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Pup! 7 ani au trecut de când am făcut banchetul ăsta. Trist, bă, trist. Prea repede trece timpul. Da, deci după ce am făcut videoclipul cu banchetul din clasa 8-a, mulți dintre voi ne-ați cerut desigur și banchetul din clasa 12-a. Eu în a 12-a n-am fost foarte entuziasmat de acest banchet. Nu știu de ce, probabil că abia așteptam să scap de liceu, să merg la facultate. Cu toate astea, nu pot să zic că a fost foarte rău. De fapt, n-a fost rău deloc. A fost așa, basic. Am făcut în Mamaia, undeva la un restaurant destul de mare, fiind și mulți, vreo 7 clase, cred, pe acolo, plus profesor, plus alea. Nu mai știu câți bani am dat, nici nu mai contează. Destui oricum, vă dați seama. Plus costum, plus pantof, plus toate nebunelile. Știu că am mers acolo mai devreme, am făcut 5.000 de poze, porn m-am intrat înăuntru, ne-am așezat la masă, a fost ca la o nuntă, așa mai mult. Felul 1, felul 2, felul 3, bar frumos că acum deja aveam 18 ani, ne permiteam. Vă dați seama că unii au băut până n-au mai putut când s-au văzut acolo cu băutura la liber. Pe profesor îi durea în cur și au zis, ăștia termină, dă-i dracu. Eu mi-aduc aminte că am stat la masă și am băut un șpriț așa ca oamenii de vârsta a doua. Frumos oricum. Prima țeapă a fost cu stand-up-ul. Să înțelegeți, fata care a strâns banii și așa, cine zice? O să vină și Băbonete la banchet să facă stand-up. Mamă, belea. Numai că în seara banchetului n-am mai ajuns decât Bobo. Nete, n-am mai ajuns. Nici măcar nu știam cine e ăla. Oricum n-a contat că unde aveam noi masa nu se auzea nimic. Porm am început să dansăm pe manele, iar am făcut poze și cam atât. Țin minte că erau unii care plângeau pe acolo că nu o să ne mai vedem, că... Drame de-astea. Pentru mine n-a fost o băută de-aia puternic dezvoltată. A fost așa cât să mă ridic de la masă și să dansez și eu. Și ținând cont de vârsta pe care o aveam atunci, pot spune că sunt mândru. Nota 7,5, maxim 8, aș da acestui banchet. Puteți să scrieți în comentarii dacă voi ați avut întâmplări mai palpitante de la banchetul din clasa 12. Pup! Așa cum s-a menționat anterior, chiar că banchetul a fost ca o nuntă. Ca toate de altfel, îți trase la Indigo. Te îmbraci ca la nuntă, stai până dimineața ca la o nuntă, stai la masă ca la o nuntă, dansezi și mănânci ca la o nuntă. Doar că nu-i mire și mireasă. Și nu se face nenorocirea aia de dans în fum alb ca la orice nuntă, dar în loc de asta se practică punerea la boxe a melodiei An de liceu de 35.216 ori. Ăla este momentul culminant în care ăia foarte sentimental pe bune și ăia foarte fake care cerșesc atenție și vor să pară interesanți, plâng. Care ori fi care, lăsăm la interpretarea dumneavoastră. E, și subiectul banchetului se discută cam cu vreo 4 luni în urmă. Că unde să-l facem, că ce să se mănânce, că fotograf, că dată, că trebuie să fie nu știu cine. Toți sunt întrebați cică. Sanchi se mai fac sondaje de alea unde se votează. Asta ca la vot în general, nu prea ai mare putere de decizie, hotărăsc tot o mână de inși. Dar nici nu contează asta. Indiferent unde, când și cum se face, precum nunțile, cam toate banchetele sunt la fel. Bă, și când se apropie data, murmură toți că cu ce se îmbracă, că nu știu ce poze fac, că pe cine să aleagă ca fotograf. Alții ziceau că o să bea până la ultimul pahar. Bă, eu din câte mai minte, sper să nu greșesc, clasa mea nici măcar nu a avut un fotograf. Parcă am făcut câteva poze cu un fotograf furat de la altă clasă. Și bineînțeles pozele alea care sunt la comun din timpul paranghelii. Păstrând gluma, ce îmi pare mie răuț așa din toată povestea asta e că nu prea mă atingeam de alcool pe atunci. Maxim dacă am dat 2-3 shoturi sau ceva. Cred că mergeau puțin mai multe, dar vorba aia, trist eu fericificatul. În schimb mă băgasem puternic pe bufetele alea de acolo, cred că venisem cu foamea în gât. Începea să se mai deschidă lumea datorită etanolului și zic datorită că începusem să aud povești foarte interesante și șocante de la oameni cu care nu mă știam foarte bine. Se transformase puțin într-o emisiune TV ușor penibilă seara, dar fix când erau discuțiile și mai interesante a fost momentul ăla descris și de colegul cu un stand-up comedy de tot ce s-a auzit a fost asta. Și cu ce am zis că seamănă o jumătate de portocală? Cu cealaltă jumătate?